Specialiștii stațiunii legumicole Buzău au reușit ca după cercetări care durează de mai bine de 20 de ani să aclimatizeze în sere și solarii câteva soiuri de legume exotice cu forme și dimensiuni nemai întâlnite. Dovleacul șarpe este una dintre legumele minune. Avem un soi nou de dovlecel, obținut la stațiunea legumicole Buzău, pe care noi l-am botezat popular dovlecelul șarpe, pentru că are această formă asemănătoare cu cea a șarpelui. Vorbim de o plantă, de un soi cu multiple întrebuințări, un soi care, sigur, poate fi folosit în alimentație, veritabil pentru consum, cu o aromă specifică deosebită, un soi care poate fi privit ca plantă medicinală și chiar ca plantă ornamentală. Dovleacul șarpe este un soi foarte valoros datorită compoziției sale bogate în sodiu, potasiu, elemente nutritive și vitamine. Seamănă foarte bine cu dovleacul clasic comun cunoscut. Precizarea că acesta este mult mai fin, are o coajă mult mai fină și mult mai fragil. Așa cum vedeți, fructul se taie cu ușurință și seamănă foarte mult cu cel care îl știm. Dintre legumele experimentale din serele stațiunii se remarcă un soi de castravete ce își are originile în Mexic și care este un remediu natural pentru diabet, deoarece este plin de substanțe benefice. Aici avem o altă cucurbitacee, e vorba despre Memordica Carantia, castravetele pentru diabet. Este un soi nou obținut, așa cum vedeți, spre deosebire de soiul clasic pe care noi l-am brevetat și l-am extins în producție. Acesta are fructul de culoare verde deschis, verde albicios, ceva mai lung și cu ornațiuni ceva mai puternice, mai expresive. Chiar și fasolea a fost obiect de studiu pentru cercetătorii buzoieni. În câțiva ani de încrucișări au ajuns să cultive acum plante cu păstăi de aproape un metru lungime. Un soi de fasole cu păstaia fideluță lungă. Așa cum vedeți, păstaia ajunge undeva la un metru lungime, crudă, nu prezintă ațe, ceea ce este foarte important pentru un soi de fasole, că emite foarte târziu ațe, deci poate fi consumat o perioadă lungă de timp. Cercetările care au început cu peste un deceniu în urmă reprezintă o premieră pentru România, dar sunt deocamdată secrete. Horticultorii buzoieni de la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Legumicolă promit că în cel mult 2 ani noile soiuri de legume vor fi omologate și apoi lansate pe piață.